Panică la sediul Direcției Naționale Anticorupție Ploiești. Echipajele care asigurau paza și protecția sediului DNA au avut parte de o surpriză mai puțin obișnuită. Un bărbat de 70 de ani a mers să reclame niște polițiști care întârziau să rezolve un dosar de furt și era foarte nemulțumit de activitatea acestora. La controlul de rutină, când jandarmii l-au întrebat dacă are arme asupra sa, bătrânul a scos un pistol de autoapărare cu bile și două pumnale artizanale. Pentru că nu avea permis de port armă pentru pistolul cu bile, jandarmii care îl controlau au anunțat poliția. Bărbatul este cercetat acum pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și port ilegal de arme periculoase.